Președintele Maia Sandu a făcut schimbări în componența cabinetului său, astfel Cristina Gerasimov a fost demisă din funcția de secretar general al aparatului președintelui, fiind înlocuită de Veaceslav Negruța, care deținea funcția de consilier prezidențial în domeniul economic și care a fost ministru al finanțelor în guvernul Filat. Iar fostul deputat democrat Stella Jantoan va exercita funcția de consilier prezidențial pe probleme politice, relațiile cu autoritățile publice și societatea civilă. Colegii noștri au analizat CV-urile noilor consilieri ai președintelui țării. Veaceslav Negruță, care este noul secretar general al aparatului președintelui, a mai fost consilier principal în guvernul condus de Ion Sturza. A muncit în calitate de consultant și în proiectele Băncii Mondiale. De asemenea, Negruță a deținut funcția de ministru al finanțelor în guvernul condus de Vlad Filat. În plus, Negruță a fost unul dintre cofondatorii Partidului Liberal Democrat din Moldova, pe care l-a părăsit în 2013, dar a păstrat legăturile cu membrii formațiunii, mai ales cu cei care aveau perspective politice. Într-un interviu, Negruță a dezvăluit că între el și Maia Sandu există o prietenie studențească de lungă durată, care datează din timpul studiilor sale la Academia de Studii Economice din Moldova. Noi cu doamna Sandu ne cunoaștem poate din 31 august 1989, când am venit pentru prima dată la facultate și am fost colegi de facultate, 5 ani, nu doar de facultate, ci de grupă, 5 ani. Dar despre Veaceslav Negruța, cetățenii își amintesc mai bine după episodul din 2012, atunci când, fiind ministru al finanțelor în guvernul Filat, a fost acuzat de procurori de abuz de serviciu. Iar în mai 2015, judecătoria sectorului Râșcani l-a condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Negruța a fost acuzat că a autorizat transferul de 400.000 de euro către fostul deputat PLDM Pantelei Sandulache. Din fericire, eu nu m-am schimbat. O bucură acest fapt pe doamna președinte? Este o bună întrebare, dar recent țara citea caracterizările lui făcute la adresa camarazilor săi. De exemplu, în corespondența scursă de pe Telegram a numit-o proastă pe președintele Curții Constituționale, iar despre Ion Sturza a scris că e bătrân. Totuși, trebuie să ne oprim din enumerare, pentru că nu a recunoscut autenticitatea corespondenței. O altă numire în funcție. Stella Jantoan a devenit consilier prezidențial pe probleme politice, relații cu autoritățile publice și societatea civilă, de profesie fiind istoric și sociolog. Anterior a lucrat în calitate de consultant în Parlament, ulterior a devenit consilier al ministrului reintegrării. În 2005, Jantoan a revenit în Parlament în funcția de șef al Direcției Informațional-Analitice. Ulterior, în 2010, a candidat la funcția de deputat pe listele Partidului Democrat, după ce câțiva membri au renunțat la fotoliul de deputat în favoarea celui de ministru. Timp de 4 ani, viitorul consilier al președintelui Sandu a fost deputat pe listele partidului condus de Vladimir Plahotniuc. Ea se ocupa personal de promovarea partidului și a lui Vladimir Plahotniuc. Mergea la Strasburg și era mulțumită de tot ceea ce se întâmpla la vremea respectivă. Ea nu a abordat nicăieri subiectul statului capturat. Totul s-a schimbat după alegerile din 2014, când nu s-a mai regăsit pe listele Partidului Democrat. Bloggerul Eugen Lucianiuc și-a amintit că Stella Jantoan este o bună prietenă a fostului lider al PDM și actualului șef al Curții de Conturi, Marian Lupu. Totodată, acesta a remarcat, făcând referire la un articol publicat de ziarul de gardă, că în calitate de președinte al Parlamentului, Lupu i-a pus la dispoziție lui Jantoan un apartament cu 3 camere. Este scris de un oarecare admin pe data de 2 iulie 2009, în care povestește despre dispozițiile lui Marian Lupu, ultimele dispoziții ale speakerului Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, în care el i-a oferit doamnei Stella Jantoan, pe banii voștri, pe banii bugetari, pe banii contribuabililor, un apartament care, dacă nu greșesc eu, are 3 camere. Cam așa personaje, cu părere de rău, ajung să o consilieze pe Maia Sandu. În anul 2013, fiind deputat al Partidului Democrat și analizând greșelile care au fost făcute de partidele care formau Alianța pentru Integrare Europeană, Jantoan a recunoscut că repartizarea politică a funcțiilor nu a fost de bun augur, la fel și ambițiile personale ale liderilor de partid. Asta este părerea mea personală. Eu cred că deja și populația asta a simțit, este și părerea experților. Eu cred că este politizarea excesivă și partajarea politică ne-a jucat festa. Ambițiile personale ale liderilor
a fost încă o greșeală care este, tot este părerea mea. Este de remarcat și o evaluare recentă a guvernării din Moldova făcută de Jantuan în noiembrie anul trecut pentru enews.md. Astfel, viitoarea consilieră prezidențială spunea că este de acord că partidul de guvernământ este neprofesionist. Toată lumea spune că cei de la PAS sunt neprofesioniști, sunt de acord, dar cine a propus altceva mai bun? Tkaciuc sau Munteanu? Sau socialiștii care au fost la putere destul de mult timp, ce au realizat? Nivelul clasei politice se află sub soclu. Toți cei care obțin puterea nu vor să o împartă cu nimeni ca să lucreze împreună pentru popor. Acum, pentru popor, va lucra însă și Jantuan. Cel puțin ea trebuie să o facă. Vom afla mai multe despre sfaturile politice pe care îi le va da președintelui în scurt timp. O sfătuim pe Stella să-și amintească legenda străveche despre regele Solomon, despre care se spune că avea un inel magic pe care ar fi fost scris și asta va trece.